În seara asta mă simt bucuros să fiu din nou aici împreună cu voi la poarta cerului. Pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. De data asta îmi cer iertare de la cei la care va trebui să stau cu spatele. Apropo, ați cântat formidabil și pe voi Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și am văzut în timp ce cântau că-s pocăiți și o să mă ierte că stau cu spatele la ei. Și așa cum se spunea deja, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. În schimb, câți dintre voi, hai să vă pun o întrebare, câți dintre voi ați zis măcar o dată în viață, la maică-ta sau la taică-to, i-ai spus, decât să-mi ții morala asta, mai bine mă bați bine și mă lași după aia în pace. Câți dintre voi ați zis, măcar hai fiți sinceri, mâna sus, uite, câțiva curajoși, vă felicit pentru curaj. Știu că poate mulți în viață ați zis la un moment dat, bă, decât să-mi ții morala asta, mai bine și după aia încheie mai repede. Vreau să vă mărturisesc ceva, că atunci când i-am dat de Elisei tema asta, perseverența prin ascultare, m-am simțit ca un părinte care o să vină să țină o morală. După ce am scris, am zis, Doamne, dar nu puteam găsi altă perseverență, numai prin ascultare. Dar, dragii mei, sper să fie mai mult decât o morală și în seara asta să fie ceva constructiv pentru voi și pentru viețile voastre, înaintea lui Dumnezeu. Și vă predic în această seară, plecând de la un verset care spune la un moment dat în Filimon, capitolul 1, ți-am scris, bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Și permiteți-mi să parafrazez versetul ăsta și să vă spun că am venit aici să vă predic bizuit pe ascultarea voastră. Și voi pleca de aici încredințat că veți face mai mult decât am știut eu să zic în predică. Și aici să nu ratați aminul, Doamne ajută-ne pe toți. Povestea asta cu ascultarea e una dintre cele mai grele povești ale vieții. Dacă e greu unui om ceva în generația asta, e greu să asculte. Neascultarea a prăbușit foarte multe vieți. Neascultarea a distrus foarte multe persoane. Să asculți în viață, trebuie să fii cu adevărat un om puternic și fiți foarte atenți. Și am, dacă vreți așa, rugămintea să aveți răbdare cu mine până la finalul predicii și apoi să tragem o linie împreună. Pentru că vedem aproape în fiecare zi oameni distruși și prăbușiți de neascultare și din păcate mulți s-au dus pe un drum cu sens unic pe care parcă nu se mai pot întoarce și neascultarea în viața multora a distrus vieți și din anumite puncte de vedere iremediabil. Oameni care la un moment dat, hai să vă dau un exemplu, s-au căsătorit, călcând în picioare orice semnal de alarmă, orice atenție care i s-a tras, călcând în picioare orice sfat, s-au dus și s-au căsătorit. Dau un exemplu banal. Mai apoi, viața a început să devină grea, să devină un chin și să zică, îmi duc viața înainte că nu mai am ce să mai fac. E adevărat că Dumnezeu poate în suveranitatea și atotputernicia Lui să intervină, dar putem să vedem că prin neascultare s-au prăbușit foarte, foarte multe vieți. Când ne uităm la lucrurile astea, că neascultarea costă și plecăm de la neascultare să ajungem la ascultare, neascultarea costă și de multe ori e extrem de usturătoare. Ați văzut oameni care, spre exemplu, s-au dus să-și cumpere o mașină și a venit unul care cât de cât să mai pricepea cu ale mașinilor și a zis, bă, uite, nu-i bună mașina asta.
Bă, dar ăla a văzut el un bombardier așa pe stradă, cu mașina aia, părea șmecher în mașina aia și deja s-a văzut și el într-o mașină din aia și a zis, bă, asta îmi place mașina. S-a dus, bă, nu-i bună, bă, vezi că motorul ăla se duce, vezi că pică nu știu ce, vezi că nu ține, mă. Bă, dar el a văzut la un moment dat pe unul că părea mai altfel la volanul acelei mașini și a vrut-o cu tot din adinsul. Ăsta care cât de cât să pricepe, să chinuie, bă, ascultă-mă, că eu am mai schimbat vreo 3 motoare pe o mașină. Din asta, n-ai capăt cu el, își cumpără mașina și după aia face cunoștință cu aproape toți mecanicii. Se plânge el, bă, ce țapă am luat, nu! Dar nu ți-o dat țapă ăla din piață, că ți-o zis alții, nu te duci să o cumperi și te-ai dus tu de bună voie, ai vrut-o, n-ai ascultat de nimeni. Ți-ai făcut la un moment dat un ideal în cap, ai zis vreau să fiu și eu ca ăla care l-am văzut cândva și te-ai dus înainte fără să mai asculți de cei din jurul tău care poate ți-ar fi dat sfaturi foarte bune. În viața asta, dragii mei, plătești, neascultarea o plătești. În schimb, poți să plătești aici anumite neascultări pământești și omenești, dar care sunt usturătoare, dar totuși să vii, să te pocăiești și să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Vis-a-vis de viața veșnică, în momentul în care cineva ia drumul neascultării, se prăbușește pentru totdeauna. A prăbușit neascultare atâte vieți. Aduceți-vă aminte de Samson. Un bărbat care trebuia să asculte de ceea ce Dumnezeu i-a transmis, că n-are voie să spună nimănui unde-i stă puterea. Atât trebuia să facă Samson, să asculte de asta. În loc să se gândească, bă, cum să păstrez secretul ăsta mai bine, Samson s-a apucat să învețe ghicitori, să devină un pui de șmecher la un moment dat între filisteni și să se arate cât el de tare, uitând menirea pe care el o are, printre multe altele, să asculte de ceea ce Dumnezeu a transmis și să păstreze un secret. S-a dus Samson și s-a prăbușit la un moment dat cu ochii scoși. Să învârți la râșnița dușmanilor tăi, sub râsetele lor, sub bătaia lor de joc, sub injurile lor și toate astea, de la o neascultare pornită, dintr-o pornire așa firească, în care ai vrut tu să fii pus într-o anumită poziție, să te joci cu dușmanii care până la urmă au avut soluția să te păcălească. Aduceți-vă aminte de Saul, un împărat al poporului lui Dumnezeu, care trimite Dumnezeu un proroc al său și îl trimite pe Saul și dă o directivă clară: te duci la Amalec, îl bați pe Amalec cu tot ce are el, nu mai rămâne nimic din Amalec, asta e regula lui Dumnezeu și tu trebuie să asculți de regula lui Dumnezeu. Și pleacă la un moment dat Saul, se duce la Amalec, câștigă biruința, că Domnul i-a promis biruința. În schimb, Saul nu ascultă. Și deseori omul vrea să-și mascheze neascultarea, să dea bine în fața oamenilor, se întâlnește după ce Saul nu ascultă de porunca lui Dumnezeu. Îl lasă pe Agag în viață, pe împăratul amaleciților. Ia de la amaleciți ce avea mai bun, cu toate că n-avea voie să ia nici măcar o unghie. Dumnezeu i-a spus că trebuie să dărâme, să distrugă, să prăpădească tot. Trece și calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu, Saul. Ia cei mai buni, zice el, de la Amalec. Ajunge înapoi și omul lui Dumnezeu se întâlnește cu el și el începe să-și mascheze neascultarea. Că primul, cel care a intervenit, dacă vreți, în discuție, primul a fost Saul: tu să fii binecuvântat de Domnul, că eu, zice, am făcut tot ce Dumnezeu mi-a spus prin tine. Numai har Domnului că Samuel era bătrânelul cu urechea fină și a zis, bă, dar cu behăitul ăsta ce-i? Pentru că behăitul ăsta miroase a neascultare, behăitul ăsta miroase a călcare în picioare a ceea ce Dumnezeu ți-a spus să nu faci. Tu ai călcat în picioare ceea ce Dumnezeu ți-a spus, te-ai dus înainte, ai ascultat de alții, nu de glasul lui Dumnezeu. Și mai apoi, după ce a încercat să-și mascheze neascultarea, nu i-a ieșit, a încercat să justifice neascultarea. Cam astea sunt etapele. Omul care nu mai ascultă de glasul lui Dumnezeu, omul care nu mai ascultă de Biblie, omul care nu mai ascultă de regulile lui Dumnezeu, prima dată vrea să-și mascheze neascultarea. Îmi dau seama de multe ori de unii care calcă strâmb prin sfințenia lor falsă care vor să o pună în biserică.
Îi vezi la un moment dat mai des ca niciodată. Dintr-o dată ăsta începe să iubească biserica. Bă, dar cum? Bă, maică, de-ar fi și la noi cu sfinții, bă, pereți să-i face poză cu el, să-l pui ca poster în cameră. Și bă, uite unul care, bă, eu mă tot întreb, bă, dar cum de-o venit așa dragostea dintr-o dată? Ăla o călca pe bec, l-o necinstit și nu l-o ascultat pe Dumnezeu și acum vrea să-și mascheze o bucată de vreme neascultarea lui. Devine dintr-o dată așa un sfânt din ăsta. Îl vezi că e ridicol, că nu se simte bine în pielea unui sfânt, că nu-i de la sine sfânt. Cam asta a făcut și Saul. Saul încerca să-și mascheze neascultarea, vine așa în discuție cu omul lui Dumnezeu și zice: tu să fii binecuvântat de Domnul, că eu am făcut ce Dumnezeu mi-a spus. Știi, ca să nu mai intre în detalii Dumnezeu, bă, ce-i cu behăitul, bă, ai făcut tot, nu, bine, dacă ai făcut, e foarte bine. Ei, la un moment dat, pentru că Saul n-a putut să-și mascheze neascultarea, a început să o justifice și a zis: Saul, am luat cei mai buni pentru că poporul mi-a zis. Aici a fost o bătălie între a asculta de Dumnezeu sau a asculta de glasul găștii. A asculta de Dumnezeu sau a asculta de glasul anturajului, de glasul poporului, de glasul mulțimii. Știți că în momentul ăla Dumnezeu a dat un verdict crunt și zice omului Dumnezeu: astăzi Dumnezeu te leapădă. S-a aruncat Saul în sabie în următoarea bătălie cu filistenii. S-a omorât pe câmpul de bătălie, a pierdut ca un laș, dacă vreți, și toată povestea asta prăbușirii lui a fost datorită unei neascultări. Cu încercările de mascare, cu încercările de justificare, toate eșuate. Pentru că Dumnezeu are regulile lui și de regulile lui Dumnezeu omul trebuie să asculte. Când omul nu mai ascultă de Biblie, când omul nu mai ascultă de principiile sfinte, când omul nu mai ascultă de Hristos, începe să aibă o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, cum zice Biblia, devine un caragios îmbrăcat în haine de creștin. Prăbușirea acelui om e cu 100% mai devreme sau mai târziu, în contextul în care continuă așa. Pentru că Dumnezeu are regulile lui. Cine împlinește regulile prin ascultare, capătă o trecere formidabilă înaintea lui Dumnezeu. Cine perseverează să rămâi acolo, să nu te abați, să nu te dezici, să nu pleci din punctul ăla. Dragii mei, m-am bucurat aici tare mult la momentul de închinare. Cu toate că am stat aici, m-am mai gândit la predică, dar să știți că am simțit cu voi. Iubesc momentele în care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu din toată inima, cât de puternic se poate, știu că Dumnezeu merită asta. Dar dincolo de asta, sau pe lângă asta, e nevoie de oamenii care să rămână perseverenți în ascultare, ca în generația asta, atmosfera asta de laudă și formidabil de frumoasă, să se simtă în toate domeniile vieții ale oamenilor, ale voastre. Gândiți-vă cum v-ați simțit aici. Au fost momente formidabile. S-au cântat excepțional, ați cântat voi împreună cu cei din față. Ei, momentele astea înălțătoare, să se simtă și la tine în cameră când e singur, să se simtă și la tine la facultate înainte unui examen și să vibreze în inima ta aceleși momente extraordinare. Și astea vin în urma unei perseverențe în ascultare. Dumnezeu are regulile lui, țineți bine minte ce vă zic. Omul care ține de regulile lui Dumnezeu, ce ascultă, că aici e un punct atât de important, bă, asculți de regulile lui Dumnezeu. Hai să vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte că au venit 10 leproși la Domnul? Da? S-au afișat, haideți să facem 10 leproși. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Se pun toți în față. Sau în coloană, în șir indian, nu știu cum o fi stat. O strigat: Iisuse, tu ne poți vindeca, vindecă-ne, vindecă-ne, vindecă-ne. Băi, Iisus putea să scoată o sticluță cu un de lemn, putea să pune mâna pe primul, putea să zică o rugăciune: Tată, mai fă să se cunoască că eu-s fiul tău, Tată, arată-le! Și la amărâți ăștia cine suntem noi. Tată, îți dai seama că pleacă 10 vindecați din fața mea? Vindecă-i pe loc, Tată, fă o lucrare supranaturală, dintr-o dată să plece lepra. Bă, putea să facă Iisus asta. Ascultați ce zice Iisus: mereți și arătați-vă preoților. Bă, alo, dar ce să facem că ea nu poate să vindece?
Preoții puneau doar diagnostic. Ești lepros? Pleacă în tabăra de leproși. Ei te trimiteau. Ei făceau asta. Preoții te învățau de la distanță, cu mască ca și la coronavirus, depărtat de tine. Tu trebuie să faci așa de astăzi, tu trebuie să strigi că ești purcat, tu trebuie să strigi că ești necurat, tu trebuie să te îndepărtezi de oameni, să treci pe trotuarul ăla alalt. Și toi ani ori învăța ce să faci. Și acum tu ne trimiți la preoți. Pentru că acolo ceea ce a adus biruința a fost ascultarea lor. Vor fi plecați pe preoți. Poate unul după primii 5 metri, hopă, dă-o un col de treabă, mă duc la preot, ne bate ăsta joc de noi. Hai mă să merem unde ne-am pornit noi. Vă imaginați că ăștia trebuie să rămână perseverență în ascultarea lor de Iisus Hristos și să se ducă către preot. Te gândești în mintea lui, ce să fac bă la preot? Că la mă duc și mă vede înapoi și zice, stai la distanță, că e spurcat, hai, n-ai ajuns încă în tabăra de leproși. Bă, să ne împinge să ne și facem de râs, ne aruncă în gura preoților, de cei de care noi ne ferim, că de fapt acum ăia ne asupresc cel mai tare, care de fapt nu mai vor să ne mai vadă prin lumea civilizată, ne aruncă la preoți, dar Domnul a vrut doar ca să îi facă, să îi să asculte, să poată să învețe ascultarea. O să zic ca și cum te duci la unul, de exemplu, și zici, n-ai un patent? Bă, dăm un patent, că mi s-a desfăcut colierul la furtun de la mașină, nu știu. Bă, dăm un patent. Și omul zice, du-te la farmacie. Bă, ai luat-o razna, eu cer patent și tu mă trimiți la farmacie. Ce om ar pleca spre farmacie în momentul în care tu te duci să-i ceri un ciocan? Păi cât era de absurd la oamenii care nu puteau să vindece și doar să pun un diagnostic și mai apoi să-i respingă pe oamenii care erau bolnavi de o astfel de boală. Și Iisus Hristos fix asta face, îi trimite la preoți. Mereu și arătați-vă marilor preoți, dar ce să facă preoții cu noi? Pentru că ceea ce a adus biruința în viața celor 10 leproși a fost ascultarea lor constantă. Cu fiecare pas pe care oamenii ăștia îl făceau, erau conștienți că ei trebuie să asculte de ceea ce Iisus Hristos le-a zis. Poate nu vedeau biruința, poate nu vedeau vindecarea, poate nu vedeau revigorarea, poate nu se vedeau din nou la masă cu familia, poate nu se vedeau din nou în lumea civilizată și în lumea bună, poate încă se vedeau în tabăra de leproși. Cert este că oamenii ăștia au avut puterea să rămână consecvenți în ascultarea lor și în drumul spre preoți, niciunul să nu se întoarcă să nu mai asculte. S-au întors unul dintre ei doar în momentul în care Dumnezeu deja a adus biruința datorită ascultărilor. Altădată Domnul o făcut tină jos, i-o pus așa la ochi, la orb, s-o atins de ochii orbului, o băga mâinile în urechi la surd, s-o atins de rac la mortului, o intrat în casa lui nu știu cine. Da, au avut diferite acțiuni. De data asta, Domnul le cerea o simplă ascultare. Mergeți și arătați-vă preoților. Ciudat din calea afară. Dumnezeu a vrut să-i învețe ascultarea pe oamenii ăștia. Pentru că o viață de ascultare îți aduce o biruință permanentă. Da, o spun în seara asta cât se poate de răspicat, viața cu Hristos nu e o viață posomorâtă, viața cu Hristos nu e o viață care să mergi numai din belele în belele, viața cu Hristos e o viață care trebuie trăită pe înălțimi în fiecare zi, că dacă vreți oncologia, e o înălțime pe care Dumnezeu te poate pune, că dacă vreți falimentul, e o înălțime pe care Dumnezeu te poate pune. Întotdeauna când omul știe să asculte, va putea să exploreze înălțimile marelui stăpân, să vadă biruințele lui Dumnezeu, nu ale sale. Când omul nu ascultă, va vedea o biruință de o clipă puțină a lui, ca și Saul și ca și Samson. S-o ținut Samson puternic, legați-mă cu nu știu câte funii, lor legat ăștia, le-o rupt. A început Samson să râdă, na băieți, mă mai legați? Dar asta a fost o biruință puțină, scurtă, de scurtă durată. În schimb, în momentul în care cineva ascultă de glasul lui Dumnezeu, poate să rămână pe înălțimile lui Dumnezeu când asculți în permanență. Am văzut oameni bolnavi de cancer, cu ascultare în inimă, care vineau la biserică și cântau, vineau și făceau repetiții. Am cunoscut dirijori bolnavi de cancer. De multe ori se simțea rău, îi cerea lui Dumnezeu putere, te rog frumos, mai dăm putere să mă duc la repetiții. Vinea la repetiții, era cel mai vesel, era cel mai puternic. Pentru că omul ăla îmi povestea mie la un moment dat, îl ascult pe Dumnezeu din pruncia mea. Și în momentele astea grele, Dumnezeu mă ține pe o înălțime. Dar am văzut oameni care au ascultat de ei, de ideologii, de vremuri. Și în situațiile astea grele,
mai să dea în disperare. Ceea ce vă spun acum, am mai spus-o zilele trecute. În urmă cu 2 săptămâni mă întorceam din Spania de la o conferință. Trebuia să ajung la, Satu Mare. Am aterizat la ora 2 noaptea, trebuia să aterizăm la Cluj. M-am tot rugat și le-am zis fraților de acolo, rugați-vă să ajung cu bine, să ajung cu bine, că a doua zi, sâmbătă noaptea la 2, trebuia să ajung la Cluj. A doua zi la Satu Mare, dimineața, seara, mă gândeam deja cu groază, bă, cât e de obositor, nu știu, mai fac 3 ore de la Cluj la Satu Mare, pe o ceață. Și am zis, Doamne, fă să fie totul bine. Când am ajuns la un moment dat aproape de Cluj și ni s-a spus că trebuie să aterizăm în câteva minute, la un moment dat, eu am văzut și când au intrat în avion o doamnă cu un domn și un copil de vreo 4-5 anișori. La un moment dat, femeia aia mi-a atras atenția prin modul frumos cum s-a comportat cu copilul ăla. Bă, l-a luat în brațe, l-a pupat, l-a ciufulit, i-a desfăcut felul de pungi, iar îl ținea în brațe, iar îl țărea, la un moment dat stătea așa pe scaun între tată și mamă și se arunca așa în brațele mamei. Mama îl prindea, bă, nu-l mai lăsa, bă, dar mi-a fost de drag de ei, de familia, de copil, un blond cu tenul alb, curat, Doamne, mi-a fost drag, cu ochii, nu niște ochi albaștri extraordinari, bă, mi-a fost drag de el de numai. Și mi-a atras atenția această mamă, am zis, bă, formidabil, bravo. Avea un batic pe cap, femeie, așa, până aproape spre sprâncene. La un moment dat, când am ajuns noi aproape de Cluj, ne auzim, vă vorbește comandantul din cabina de pilotaj. Ne-am zis, bă, acum ne zice, țineți-vă bine că aterizăm. Zice, trebuie să vă dau o veste tristă, datorită condițiilor meteo, nu putem să aterizăm deocamdată la Cluj, că e o ceață sub vizibilitate, sub 200 de metri. Uite, am și ținut minte cum o să zic. Bă, la un moment dat s-a auzit în avion, cel mai probabil ne vor redirecționa către Sibiu. Oi, Doamne, unde ești? Ce te-am rugat eu când am plecat din Spania, m-am gândit? Să ajung cu bine. Bă, deja am zis, nu pot să cred. Dar Dumnezeu avea să mă învețe o lecție. Formidabil, nu o să uit toată viața mea. La un moment dat, toți spun avion, n-ai număr de telefon să închiriem mașină de la Sibiu, n-ai să închiriem mașină de la Sibiu. Eu la un moment dat am zis, bă, dacă închiriază toți ăștia, eu ce mai închiriez? N-ai cum. Deci, Doamne, eu am venit din lucrarea ta, plec în lucrarea ta, Doamne, nu-i vorba de mine, îi las pe aia cu concertul lor la Satu Mare, te rog eu frumos, fă cum știi tu, eu trebuie să ajung la Satu Mare noaptea asta. Oricum erau puține ore de somn, dar și-am survolat la un moment dat 40 de minute deasupra Clujului, în așteptarea permisiunii de aterizare. După câteva minute după comandant, vine stewardeza. Vă vorbește stewardeza, am zis, yes, asta vine și zice că noi aterizăm. Cel mai probabil vom fi direcționați către Sibiu pentru faptul că alte 3 avioane înaintea noastră au fost redirecționate către Sibiu. Eu, care am zis, Doamne, am ascultat de tine toată viața mea. Putem totuși să aterizăm la Cluj? Facem cumva să aterizăm la Cluj? Eu asta ne zice că cel mai probabil merem la Sibiu. N-ai cum. Dar ce, totuși vom mai aștepta câteva minute până când domnul comandant va lua o decizie. 40 de minute ne-am învârtit deasupra Clujului, bănuiesc, până aer. În astea 40 de minute Dumnezeu mi-a dat o lecție. În astea 40 de minute copilașul ăla l-a adormit. Mama aia l-a luat în brațe. A pus capul pe el. Bă, mi-a frânt inima. L-a ținut, îl ținea strâns. S-a așezat, după aia l-a așezat pe copil mai bine, s-a pus așa cu capul pe el, stătea cu capul pe el, a început să se scuture de plâns și a pus mâna la gură. Cu toate astea a început să plângă isteric, se auzea deja foarte tare. S-a dus la un moment dat o stewardeză și a întrebat-o în mod insistent, ați pățit ceva, s-a întâmplat ceva, vă pot ajuta cu ceva? Și doamna asta a zis, nu, îi făcea semnea cu mâna la gură plângând, îi făcea semn că nu, s-o lase în pace. Dar stewardeza continuă, că asta s-a scuturat de plâns, doamnă, vă duc un par de apă, vă pot ajuta cu ceva? Și după multe insistențe ale stewardezei, se ridică doamna în picioare. Dar ce s-a întâmplat, întreabă stewardeza. Își dă baticul jos. Și cu multă eleganță a vorbit doamna asta. Cheală complet, fără sprâncene, îți puteai da seama ușor că-i cu cancer sau leucemie. Și-a zis, doamnă, sunt așa pentru că mă uit la copilul ăsta al meu, care în scurtă vreme va rămâne fără mamă, pentru că pe mine un cancer agresiv mă bagă în pământ. Credeți că mă puteți ajuta cu ceva?
Până la un moment dat noi toți ne uitam. Nici nu m-a mai interesat unde aterizăm. S-a întors către noi și a strigat tare femeia asta. E cineva în avionul ăsta care mă poate ajuta cu ceva? În momentul ăla, Stu Iardez a luat-o în brațe. A fost un moment formidabil. A început tot avionul să aplaude. Ne-am reașezat și mi-am continuat mai apoi rugăciunea. Doamne, fă să fie Cluj! Doamne, fă să fie Cluj! La un moment dat ne-au zis că aterizăm. Era deja ora 3 dimineața. Am aterizat, am atins pista și o rugăciune mea, Doamne, fă să fie Cluj! Și un copil strigă, Sibiu! Zic, n-ai cum. Copilul, Sibiu! Păi nu vinea să cred. Dar un domn de lângă mine a zis, cum strângă pruncul ăsta Sibiu? Că mie mi-arată Apahida, aia e lângă Cluj, pe telefon i-arăta. Ne-am uitat, aeroportul internațional Avram Iancu Cluj. Știți ce aș fi vrut să-i spun acelei doamne, dacă aș mai fi putut să-i spun? Că întotdeauna când un om trăiește într-o ascultare permanentă de Dumnezeu, în astfel de momente critice, când mâinile omenești nu te mai pot ține, când alea te lasă, există două mâini care te susțin. Pentru că ascultarea de cel prea înalt e o susținere permanentă. Te ține. Tocmai de-aia e foarte important în viață să faci din ascultare un stil de viață, să fii foarte perseverent, ca tu să poți să ai parte de o biruință ca și cei 10 leproși și să te duci prin ascultare și să vezi biruința lui Dumnezeu, sau să nu ai decât să ai parte de prăbușirea lui Samson, de prăbușirea lui Saul, de prăbușirea altor oameni care au ales să n-asculte de Dumnezeu. Generația asta voastră, a noastră. E o generație, iertați-mă și dați-mi voie să vă spun cât se poate de descris. Mi-am pus atât de mare speranță în generația tânără, de o generație foarte răzvrătită, foarte ordonată în multe lucruri, foarte cizelată în alte lucruri, foarte așezată în alte lucruri. Dar o generație încăpățânată care de cele mai multe ori vrea să facă numai ce vrea ea, cum îi cade bine, dacă îi cade bine, uitând că Dumnezeu are regulile lui pe care nu le schimbă. Dacă ar fi zis unul din leproși, Doamne, dar dacă totuși nu merem la preot și le trimitem numai o telegramă, se pune? Nu se pune, pentru că regula lui Dumnezeu prin Iisus Hristos a fost mergeți, du-te, acționează, fă-ți partea, rămâi statornic în ascultarea ta. Și în momentul în care cineva înțelege că din ascultare trebuie să facă un stil de viață, să fie foarte perseverent, va avea parte de câteva biruințe extrem de puternice. Și ascultați, o primă biruință extrem de importantă în generația noastră, omul care face din ascultare stil de viață și o perseverență, e omul care își păstrează sufletul curat. Ascultați ce zice Biblia. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele. Unii care n-au mai ascultat și nu mai vor să asculte de regulile lui Dumnezeu. Când Dumnezeu zice du-te, el trebuie să se ducă. Când Dumnezeu zice iubește, el trebuie să iubească. Își pătează mult cugetele. Când Domnul vine și spune prin Scriptură că tu trebuie să-ți iubești inclusiv vrăjmașii, eu trebuie să ascult. Bă, l-aș pune pe unul pachet și nu m-aș mai vrea să-l mai văd, am zice unii. Și vine Dumnezeu și spune, bă, ăla trebuie să-l iubești. Și eu încep să-l iubesc pe omul ăla doar de dragul ascultării pentru început și spun, Doamne, mi-e foarte greu, dar eu te ascult pe tine și vreau ca tu să fii glorificat în viața mea și mi-e greu, dar eu mă duc și îl iert și îl iubesc pentru că vreau să te ascult pe tine. Știi ce se întâmplă în momentul ăla? Tu scurățești sufletul. Oh, cât de mulți sunt generația asta cu sufletele pătate, cu cugetele pătate, pentru că din ascultare n-au mai făcut o perseverență, au ascultat numai dacă le-a căzut bine, au ascultat numai dacă au avut un beneficiu imediat.
Oameni cu sufletele pătate din păcate, pentru că Biblia e lăsată să asculți de ea, pentru că regulile lui Dumnezeu sunt lăsate să fie îndeplinite, nu încălcate. Și aici gândiți-vă voi că sunteți tineri deștepți, câte reguli frumoase are Biblia, pe care societatea asta le calcă în picioare în mod sistematic și mai apoi vrem să avem biruință și biruința nu mai vine, pentru că sufletele multora sunt pătate. Și ne rugăm și spunem, Doamne, vindecă cancerul, și cancerul nu-i vindecat, pentru că se roagă oamenii cu sufletele pătate. Și sufletul e pătat datorită că nu mai asculți de Dumnezeu, îți faci propriile tale reguli. Dumnezeu ți-a lăsat Biblia să o cunoști, să o iubești, să o meditezi și apoi să o trăiești în fiecare zi. Oameni buni, nu mai călcați în picioare regulile lui Dumnezeu, că astea aduc biruință. Îți țin sufletul curat înaintea lui Dumnezeu. O știut Anania și Safira că să faci planuri ilegale îl necinstește pe Dumnezeu, dar nu au mai vrut să mai asculte de Dumnezeu. S-au dus și au zis, uite, cu atât am vândut moșioara. Îl întreabă apostolul, cine v-a pus să-l mințiți pe Duhul Sfânt? Pentru că voi n-ați făcut altceva decât v-ați pătat sufletele. În momentul în care cineva nu mai ascultă de Hristos și de Biblie, în momentul în care cineva nu mai ascultă de regulile lui Dumnezeu, e un om cu sufletul pătat. În seara asta faceți-vă socoteală, oameni buni, de câte ori poate ne-am pătat sufletele și n-au fost curățite, căci prin ascultarea voastră față de adevăr vă curățiți sufletele. Și mai are nevoie Dumnezeu de oameni cu sufletele curate. Cu astfel de oameni Dumnezeu se laudă. L-ai văzut pe robul meu Iov? Dar cum era Iov? Era un om care asculta de regulile lui Dumnezeu. Știa că Dumnezeu vrea jertfă, se ducea și aducea câte o jertfă pentru fiecare copil de al lui. Și la un moment dat Dumnezeu i-a primit jertfa lui Iov. Și Iov a rămas, zice, un om curat la suflet, nepătat în suflet. De câte ori noi ca și oameni am călcat în picioare regulile lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a zis, du-te! Și eu am zis, nu mă duc că nu înțeleg, nu mă duc că nu vreau, nu mă duc că nu-mi cade bine. Și n-am făcut altceva decât ne-am pătat sufletele în momentele alea. Când a venit la un moment dat Domnul și spune la Saul, Saul, du-te și bate-l pe Amalec. Și Amalec a zis, lasă că gașca mea e mai bună. Nu a făcut altceva Saul decât și-a pătat sufletul. În momentul în care Domnul a spus la Saul, Saul, rămâi, Samson, rămâi în picioare, rămâi vertical, nu-ți vinde secretul puterii tale. La un moment dat Saul se duce, Samson se duce, își vinde, nu mai ascultă. Ce a făcut Samson? Și-a pătat și sufletul, și viața, și ochii, și trăirea, și reputația. Toate au fost pătate, una după alta. Pentru că în momentul în care asculți de Dumnezeu, rămâi un om cu sufletul curat. Ascultați-mă bine, să nu cumva să credeți că aveți sufletele curate dacă viața voastră nu e în ascultare de Dumnezeu. Ba mai mult de atât, intrați pe un tărâm periculos că vă poate Dumnezeu lepăda. Oare câți lepădați sunt generația noastră? Câți ca și Saul altădată? Oameni lepădați de Iisus. Oameni care merg pe drumul ăsta și spun, eu-s cu Dumnezeu. Și de fapt Dumnezeu zice, bă, prietene, eu m-am îndepărtat de tine, eu n-am nicio treabă cu tine, pentru faptul că tu ai sufletul pătat. Dar cum a coborât Dumnezeu lângă Iov? Pe grămada de gunoi și cu ciobul în mână a zis, Domnul, ai văzut mă totuși pe robul meu Iov? Cum a rămas ăsta al meu în picioare? Ăsta cu sufletul lui curat l-ai văzut? Mai există oameni astăzi? Nu-mi dați răspuns, fiți foarte atenți. Mai există oameni cu sufletele curate? Și poate mulți acum, în sinceritatea voastră, veți spune, nu mai există. Sincer, așa, la milimetru. Știi de ce te-a adus Dumnezeu în seara asta aici? Să ceri lui Dumnezeu iertare, să-i promis că de astăzi îl vei asculta și să-l rogi să-ți curățească sufletul și viața. De aceea te-a adus Dumnezeu aici. În momentul în care cineva ascultă, ascultați-mă bine. Și face din ascultare un stil de viață și o perseverență, Dumnezeu, acelui om îi deschide urechile, fiți foarte atenți, și ochii. Auziți ce zice Biblia? Zice la un moment dat, Biblia în Isaia 42 așa, ascultați surzilor, priviți și vedeți voi orbilor. Acum, hai că sunteți copii deștepți. Ce înseamnă a asculta surzilor? Îmi povestea mie la un moment dat cineva și a zis, am visat un măr, de el era nevăzător. Mi-a fost rușine să-l întreb cum a visat mărul.
el e nevăzător din naștere, nu a văzut în viața lui un măr în realitate. Mi-a fost greu să-l întreb, cum ai visat mărul? Dar vine la un moment dat Biblia și spune, ascultați surzilor. Și ia priviți voi orbilor. Știți ce înseamnă asta? Faptul că versetul ăsta începe cu ascultați, cu ascultare, cu acest principiu extraordinar. Am zis eu și o susțin cât se poate de puternic. Că în momentul în care cineva face din ascultare stil de viață, începe să audă ce doar biruitorii aud. Începe să vadă ce doar biruitorii văd. Știți de ce de multe ori nu mai vedem biruința lui Dumnezeu? Știți de ce de multe ori nu mai auzim de biruința lui Dumnezeu? Pentru că atunci când viața e trăită în neascultare, departe de glasul lui Dumnezeu, departe de regulile lui Dumnezeu, nu mai vezi biruința. Viața devine super bosomorâtă, nu mai poți să-L mai anticipi că Dumnezeu va fi acolo, nu mai poți să mai vezi că Dumnezeu are o soluție, nu mai poți să mai vorbești despre Dumnezeu. Vorbim despre o trezire pe care doar o bla bla bla, nici noi nu mai credem. Vorbim despre o retrezire în România, în generația tânără, în generația mai în vârstă, care rămâne de cele mai multe ori doar la nivel declarativ, pentru că urechile multora sunt închise și ochii multora sunt tulburi. Pentru că în momentul în care nu mai asculți de glasul lui Dumnezeu, urechile se închid. Dacă începi să asculți de glasul lui Dumnezeu, se deschid urechile divine, se deschid ochii credinței și îl vezi pe Dumnezeul cel atotputernic. Aduceți-vă aminte de tinerii din Babilon, când cel mai puternic împărat al planetei amenința, privirile împăratului s-au îndreptat înspre ei. Bă, și-o stăteau și tremurau la un moment dat. Adu-ți aminte când se uita la tine profa de mate și dârdâiai din toate încheieturile. Și la un moment dat ziceai, nu eu, Doamne, nu eu, Doamne. Eu am niște traume de la școală, că am avut o profă de mate care m-a terorizat, știam. Vinea cu catalog de cum să uita prin clasă, știam. Au, ăsta-s eu. Știi cum ziceam? Mijloc. Și ridic ca numai catalogul, nemes, era la mijloc. Doamne, ați dat timpul mai ținut la mijloc. Bă, mă eram în față, mi era groază când o vedeam și că intră să uită așa peste, să uită peste clasă. Ei, așa de multe ori, dragi, gândiți-vă la tinerii din Babilon. Se uita cel mai puternic om al planetei și ăștia au rămas în picioare. Atunci când zicea doamna profesoară în mijloc, eu știam că-s la mijloc, nu știam cum să fac. Am avut câteva tentative. Doamna, tocmai vreau să mă cer la baie. Bine, pleci după 45 de minute. Pentru că ascultați-mă bine, momentul în care tinerii din Babilon au ascultat și au făcut din ascultare o perseverență și un stil de viață. Când cel mai dur om al planetei s-a uitat către ei, ascultați-mă, ăștia stau așa și spun, vă-ți bă mereți în cuptor, o să ardeți. Ăștia auzeau din cer, o să fiu cu voi, fiți liniștiți. Bă, oameni buni, o să pieriți. Dumnezeu striga din cer, o să fiu cu voi, nu o să pieriți. Poate zicea Dumnezeu așa la nivelul minții și la urechile lor, spuneți împăratului că aveți un Dumnezeu mare. Unul dintre ei prinde curaj, împărate, Dumnezeul nostru ne va scoate. Dar de unde știi? Tocmai mi-o șoptit. O zis că nu-i niciun bai, că tu ne bași pe noi trei, dar mai avem loc de unul și îl trimite el. Bagă-ne numai dacă vrei, n-ai nicio treabă. Pentru că oamenii ăștia au făcut până în momentul ăla din ascultare un stil de viață. Au început să vadă ce doar biruitorii vedeau. Oh, cât de mulți în generația noastră văd numai înfrângerea. Uitați-vă numai în vremurile de astăzi. La un moment dat a început Putin să atace Ucraina. Ăla face nu știu ce, America le dă arme, Polonia să mai înfoaie și ea, ungurii nu prea știu ce să facă, ăia alați mai vor să mai ies. Băi, așa un amalgam cu de toate. Și deja oamenii se uită la știri. Și când o văd pe Andreea Esca, că vine din nou și zice, din nou Rusia, nu știu, păi toți tremură, încep să scrie mesaje, să ne rugăm, pentru că da, trebuie să ne rugăm tot timpul, dar nu sub tema asta așa super de, așa super pesimistă, o să vină, o să foam, o să murim, o să drege, băi, eu nu știu, poate chiar vine al treilea război mondial, habar n-am, nu știu, Dumnezeu e la cârma istoriei. În schimb, vine Biblia și spune că Dumnezeu e cu ai lui, indiferent de vremuri. Știți cine văd astea? Numai aia care îl ascultă. Că Dumnezeu are soluții și în mijlocul unui război, Dumnezeu pe ai lui, pe care îi hotărăște să rămână în viață, îi ține. Știți cine crede asta? Numai aia care îl ascultă. Că vezi la un moment dat biruința, criză, ăștia de business, nu se mai poate. Bă, mai fă și tu faptă bună, mă, uite omul la mâia mări. Bă, nu se mai poate, e greu, zice. El își cumpără X6 de 122 de mii. Bă, n-ai greu, zice, nu-ți fii rușine, vouă, mă. Bă, ți-e greu să-i dai la ăla 1000 de lei să-și cumpere
săracul frigider în casă că te-ai mai trebuie, tu ți iei 6 de 122 de mii și zici că e greu. Pentru că nu mai poate mie aia de lei, bine că-i leasing cu 500-600 de euro, nu mai contează, mie aia de lei, bă, nu poate, îi să usucă mâna, pentru că el nu mai vede prin credință că Dumnezeu e acela care poate să-i binecuvinteze bănuția lui. Știți de ce? Pentru că el nu mai are o viață de ascultare. Și când nu mai asculți, nu mai poți. Când nu mai asculți, nu mai simți. Când nu mai asculți, nu mai auzi. Când nu mai asculți, nu mai vezi. Știi? Câți dintre voi ați mai auzit glasul lui Dumnezeu la nivelul minții voastre care v-a spus, auzi, mâine dimineață du-te până la spital la lui Țurcanu. O să găsești o familie din Oltenia, îți veniți pe aici, bate la salon, intră, du bananele alea, du portocalele și spune-le că și mâine să-i vizitezi. Cât ați auzit asta? Știți de ce nu mai auzim astfel de îndemnuri? Pentru faptul că de multe ori viața nu mai e în ascultare sinceră de Dumnezeu. Când l-ați văzut prima... Ascultați-mă, eu am trăit asta. Mă vedeți? Îmbrăca bine. Mi-au plăcut mașinile toată viața. Har Domnului, tot timpul am avut cât de cât bune. Și la un moment dat, cine ar fi crezut că eu am nevoie de un pic de ajutor? Cine? Nimeni. Într-o zi a venit un frate rom, țigan. A venit la mine cu 2 plase și a zis, auzi, eu nu mai aveam ce să mâncăm de 14 zile. Eram în Austria pe vremea, într-o țară prosperă. Eram bine. Mergeam la biserică și predicam în fiecare duminică, în fiecare joi și le spuneam oamenilor de Dumnezeul cel atotputernic. În schimb, eu n-aveam ce să mâncăm acasă. Andreea era însărcinată cu Carina. Medicii au spus că Carina va ieși handicapată. Că o să creștem o fetiță handicapată. Că va trebui să o ducem în scaun cu rotile. Că nu va putea să vorbească. Am ieșit din spital pe semnături. Carina, vino aici. Hai repede. Nu mi-am propus să nu mă cerți pe mașină. Hai aici. Știți ce au zis medicii? Dacă o lăsați în viață, s-o purtați în scaun cu rotile. E faină ca maică sa. O zis, dacă nu o să o avortați, ea nu va vorbi. Știți ce o zis medicul către mine? Nu o să auzi niciodată din gură ei, tată. Dați-o afară. Am plecat acasă. Am rămas fără job, fără bani. Dumnezeu îmi spunea la nivelul minții mele, Alin, eu sunt lângă tine, mă vezi de treabă, tu de cine asculți? O trebuie să iau decizia, semnăm pentru avort sau nu? Asta nu putem, avem cum. Oameni buni, Dumnezeu îmi spunea la nivelul minții, Alin, tu trebuie să asculți. Tu mergi înainte, tu ascultă de Dumnezeu. Nu o să o porți cu scaun cu rotile, o să zică tată, o să o aveți în casă. Tu te liniștit înainte. Fugi la loc. S-a născut Carina, s-a născut bine. Înainte cu câteva zile ca ea se nască, vine cineva și ne aduce 2 plase. N-arătam că aș fi avut nevoie. A venit fratele ăsta și mi-a zis, ascultă-mă, toată ziua Dumnezeu mi-a zis, du-te, du astea 2 plase la Alin, du-te, du-ile. O zis, te rog să nu te simți jignit, te rog. Nu știu de ce Dumnezeu mi-a zis, dar asta mi-a spus și eu trebuie să ascult de Dumnezeu, viața mea e o ascultare. Îl pomenesc până în ziua de azi pe omul ăla. Că a auzit ce numai doar biruitorii aud. Că a putut să vadă că Dumnezeu vrea să-l folosească. Și asta datorită faptului că a făcut din ascultare un stil de viață. Ascultați voi surzilor. Pentru că atunci când asculți de Dumnezeu, urechile se deschid. Pentru că atunci când asculți de Dumnezeu, ochii se deschid. Pentru că atunci când asculți de Dumnezeu, poți să vezi biruința și dacă nu o trăiești acum, dar știi că peste 2, 3, 5 zile, o săptămână, o lună, ea va veni. Cine mai vrea să aibă parte de asta? Pentru că întotdeauna când din ascultare faci stil de viață, pe lângă faptul că poți să auzi și să vezi, pe lângă faptul că poți să trăiești cu sufletul curat, ascultați-mă bine, poți să trăiești un om înțelept.
Auziți ce zice Biblia? Hai să vă mai citesc un verset. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și atenție și nu lepădați sfatul meu. Pentru că în momentul în care asculți de învățătura lui Dumnezeu, te face înțelept. Oh, câte decizii s-au luat în generația asta la plezneală? Câte? Câte decizii s-au luat în vremurile astea care mai apoi ai suportat consecințele? Ai dat vina pe Dumnezeu, dar nu a fost Dumnezeu acolo, a fost prostia ta pură! Dar cât e de bine când prin autoritatea lui Dumnezeu și înțelepciunea care vine de sus începi să iei decizii. Pentru că deciziile le iei influențat de ceea ce asculți în viață. Dacă asculți de lume, iei decizii influențat de lume. Dacă asculți de Dumnezeu, iei decizii prin înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Ascultați învățăturile să vă faceți înțelepți. Dar asta trebuie să fie în fiecare zi, permanență. Ca să meargă o mașină, trebuie niciodată să nu o lași fără combustibil, corect? E, dacă îi faci full-ul astăzi, umbli 1000 de kilometri și după aia nu mai faci full-ul și vrei să te duci undeva, mergi numai cu gândul, nu și cu mașina. Dar în momentul în care tu te duci de fiecare dată la pompă, te duci în peco, alimentezi. De ce? În permanență, mașina ta face cunoștință cu stația peco. Și întotdeauna mașina poate să aibă autonomie, să meargă, să nu se oprească, dar așa e și cu Dumnezeu. Când cineva rămâne constant conectat la stația lui Dumnezeu, va putea să rămână un om înțelept, să ia decizii bune, decizii care mai apoi să se bucure el, casa lui, urmașii lui, cei care sunt după el, decizii care îl vor onora și pe el și pe urmașii lui și îl vor glorifica pe Dumnezeu. Oameni înțelepți, știți de ce mulți sunt încuiați în generația asta? Stai cu unii de vorbă și zici: bă, dar tu de pe ce planetă ai apărut? Când îi vezi cum pun problema, cum văd lucrurile, totul e eronat în viața lor, în mintea lor, în trăirea lor, totul e pe dos. Când iau câte o decizie, îți vine să te urci pe pereți. Bă, dar tu de unde ai luat decizia asta? Oameni încuiați la minte, oameni încuiați în idei, oameni încuiați la, din punct de vedere al înțelepciunii, care fac, dacă vreți, prostie după prostie și apoi tot ei dau vina pe Dumnezeu. Vine Dumnezeu și le spune: vrei să nu mai iei decizii stricate? Vrei să nu mai iei decizii greșite? Vrei să vezi și tu lucrurile într-un mod înțelept? Începe să-L asculți pe Dumnezeu. Începe să asculți de Biblie. Începe să asculți de Hristos. Începe să asculți de rândul El. Începe să te duci când El îți spune: du-te, du-te, ca și leproși altădată. Nu te opri, du-te, ascultă, fă-ți partea. Știi ce se întâmplă cu astfel de oameni care fac din ascultare o perseverență? Oameni care au sufletul curat? Oameni care sunt înțelepți? Oameni care încep să audă și să vadă ce doar biruitorii văd? Oameni ascultători, știți ce se întâmplă cu astfel de oameni? Încep să vadă biruințe, dar biruințe vădite. Uitați-vă la sfârșit de an, fiți sinceri. O să vină aici fratele păstor, care o să coordoneze slujba în joi aia, duminica aia. Dacă are cineva vreo mărturie: fraților, m-a durut capul și am luat un agocalmin și mi-a trecut. A fost bine, fraților, nu mă așteptam să întreacă așa repede. Păi serios? Îl băgăm uneori pe Dumnezeu așa în cutia de chibrituri mică acolo? Păi a putut Dumnezeu să facă asta? Nu! Dumnezeul nostru e un Dumnezeu măreț, care mai poate să mai schimbe istoria, vremurile, situațiile complicate. Un Dumnezeu care mai poate să mai revigoreze. Un Dumnezeu care mai poate să mai șteargă. Un Dumnezeu care poate să mai schimbe diagnostic. Un Dumnezeu care poate să-L întoarcă pe cel mai prăbușit. Vreau să aud la final de an în bisericile noastre: fraților, medicii au zis cancer. Și eu le-am spus: am un Dumnezeu care poate. Când m-am dus la următorul control peste o săptămână, nu mai exista tumoare în trupul meu, că Dumnezeu există. Mi-e dor de ceva puternic, palpabil, ce doar biruitorii văd, ce doar cei care ascultă pot să simtă, ce doar înțelepți care iau decizii care îl onorează pe Dumnezeu. Și deciziile mele care îl onorează pe Dumnezeu, îl coboară pe Dumnezeu acolo. Aduceți-vă aminte de Daniel?
Unul dintre cei mai mari înțelepți ai vremurilor lui, când a început Daniel să ia decizii bune, când a venit împăratul și a zis toți înțelepții să moară, a zis Daniel, nu-i omorâ că stau eu înaintea lui Dumnezeu și o să vezi că Dumnezeul meu poate. O, mi-e dor de biruințele lui Dumnezeu. De astea, ascultați-mă bine, le văd doar ascultătorii. Aia care ascultă de glasul lui Dumnezeu și îl împlinesc. În seara asta o să ne rugăm în scurte momente. Dar vreau să spun că de aia te-a adus Dumnezeu aici. Vrea să te învețe să asculți ca și cei 10 leproși când El zice du-te, bă, du-te, nu te mai opri, du-te! Când El zice fă, fă. Când El îți spune iubește, iubește. Când El îți spune iartă, iartă. Ascultă, rămâi acolo. Băi, e greu. E greu să te duci să te arăți preoților când ea de fapt te-o trimis în tabăra de leproși. E greu. Dar tu du-te! E greu să ierți, dar tu iartă că asculți. E greu să iubești uneori, dar băi, iubește că tu asculți. E greu să dai din ce ai tu. Bă, dar dă că tu asculți. Vei putea să vezi că vei lua decizii înțelepte. Că vine acea influență perfectă și sfântă peste viața ta și zici, bă, ce idee mi-a venit, fii atent. Așa facem. Vei putea să simți sufletul curat și cu sufletul curat te pui pe genunchi la tine în cameră, ridici privirea și spui, Doamne, medici o zis handicap, Tu oare care faci oasele, Tu ăla care plămădești omul, oare nu poți să-l faci sănătos? Și nu mă simți la tine în cameră că zice, mă, dă-i-o să acolo, mă, dar ce n-ar trebui să se minune un pic? Și medicul, medicul care ne-a spus că a noastră Carina va ieși handicapat, era un medic slovac. O zis, eu nu vreau să mă ocup de soția ta. Le-o dat la alt medic. Când Carina s-a născut, era o asistentă româncă, m-am dus la ea și am zis, Doamnă, cum îi? O zis, domnul Alin, complex sănătoasă. Veniți ce cu mine. Mi-a dat un braț, nici nu era spălată. Mi-a dat un... Era a mea. Știți momentul meu? Atunci, proaspăt, m-am uitat. Pă nimic strâmb. Amândoi ochii, amândoi urechi, amândoi urechile. Nas, gură, tot, perfect, super. Îți vreau să-mi întâlnesc pe domnul medic. I-am făcut numai semn. Eram la începuturile noastre în Austria, nu vorbeam așa bine germană pe atunci. Am făcut semn și am zis, Dumnezeu e mare. În capul total de hol, nu mai vreau să vină să vorbească cu noi. Măcar i-am făcut semn, Dumnezeu e mare. Haideți să ne ridicăm în picioare. În seara asta Dumnezeu vrea să te îmbrace cu acea putere extraordinară. Să poți să asculți, să rămâi perseverent în ascultarea ta, ca să trăiești un om cu sufletul curat. Nu vă mai pătați sufletele prin neascultare. Generație tânără, nu vă mai pătați sentimentele prin neascultare. Nu vă mai pătați cugetul și sufletul și viața întorcându-i spatele lui Dumnezeu. Se prea poate într-o zi să zică ca și lui Saul altă dată, nu mai vreau să am de-a face cu tine. Te vei putea pocăi, dar greu? Greu. Începeți să ascultați de Dumnezeu un detaliu acolo la facultate. Băi, greu, știu, nu-i neapărat poate cel mai prielnic, mă, aici e fain, uite ce fain, ascultăm toți, impecabil. Bă, dar acolo la facultate nu-i neapărat ușor, dar merită. Te păstrează cu sufletul curat. Te păstrează mai apoi cu acel auz fin al lui Dumnezeu. Ce faci tu aici, Ilie? Păi m-am ascuns că ăștia vor să mă caut. Ilie, mai am mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul în fața Dumnezeilor străini. Ilie, mai am oameni. Aude, Ilie, glasul lui Dumnezeu. Ilie nu e singur. Păi nu singur? Nu. Mai sunt? Mai sunt. Ieși eu afară. Să fii biruința. Să auzi biruința. Să crezi biruința. Începeți să ascultați în fiecare zi ca să puteți să luați decizii înțelepte. Să nu mai luați decizii la plezneală. Și să luați sub influența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Și să spui, știu că Dumnezeu va rămâne cu mine. Iar mai apoi, cei care ascultă de Hristos și de al său glas vor putea, țineți bine minte, să vadă biruințe formidabile. Să se audă că Dumnezeul generației ăstea e viu.
O să vreau să intrăm în rugăciune. După aia poate și cântăm o cântare. Dar ascultați-mă, gândiți-vă în momentele astea la viața voastră și haideți fiecare dintre noi să plecăm capul. Nu vă interesează ce e în stânga, ce e în dreapta, ce e în față, ce e în spate. Stai înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, iartă-mă pentru toată neascultarea mea. Spune lui Dumnezeu în seara asta: iartă-mă pentru toată neascultarea mea. Și ajută-mă de astăzi să fac din ascultare un stil de viață, în fiecare zi. Dacă tu îmi spui du-te și dacă nu înțeleg ca și leproși altă dată, vreau să plec. Dacă tu îmi spui stai și dacă eu vreau să mă duc, vreau să rămân. Spune lui Dumnezeu: Doamne, vreau să ascult de Tine, pentru că în viață urmează să trebuiască să iau decizii. Și vreau să iau decizii sfinte. Să fiu un înțelept al Tău. Spune lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să ascult de astăzi, pentru că vreau să aud. Vreau să aud. Doamne, vreau să aud biruința Ta. M-au săturat de oamenii care ne înnegresc, ne fac praf, că totul va fi negru, că totul e sumbru, că totul e un dezastru. Eu nu știu cum va fi din punct de vedere istoric, a vremurilor. Dar știu că lângă ai Lui, lângă cei care ascultă, Dumnezeu își mai arată puterea și slava. Casele voastre, familiile voastre, cele existente sau cele care urmează să vi le întemeiați, vor fi protejate în urma ascultării voastre de Dumnezeu. Aș vrea să intrăm în rugăciune cu toți, mai apoi, la finalul rugăciunii, să intrăm în cântare. Stai și spune-i Domnului acolo în rugăciunea ta: Doamne, vreau de astăzi să rămân statornic în ascultare, să am toate beneficiile ei și Dumnezeu să vă asculte și Dumnezeu să ne asculte. Spune în rugăciunea ta Domnului: Doamne, sunt aici ca Tu să mă faci un ascultător împlinitor.